Hristos a înviat. E ultima oară când ne salutăm astfel anul acesta, însă gândul la învierea Mântuitorului Iisus Hristos să nu ne părăsească tot anul. Pentru că gândul la învierea Mântuitorului Iisus Hristos modelează fiecare aspect al vieții noastre de creștini. Vă amintesc că Sfântul Serafim de Sarov chiar saluta cu Hristos a înviat pe oricine întâlnea. Tocmai pentru a trezi și în el și în cel pe care îl întâlnea gândul că învierea lui Iisus Hristos este un fapt mereu prezent. Continuăm astăzi târcuirea din Epistola la către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Am ajuns la capitolul 2. Părintele Nicolae v-a citit luni prima parte, versetele 1-16. Vom continua până la finalul capitolului cu versetele 17-29. Strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni, Doamne, lumina cea neînserată a cunoașterii Dumnezeii Tale și deschide ochii cugetului nostru spre înțelegerea evanghelicilor Tale propovăduiri. Pune în noi și frica de fericitele Tale porunci, ca poftele trupești cu totul călcându-le, viața duhovnicească să petrecem, toate cele ce sunt pe plăcerea Ta cugetându-le și făcându-le, că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În prima parte a acestui capitol și în capitolul anterior, Sfântul Apostol Pavel a arătat că cu fiecare om, fie iudeu, fie păgân, Dumnezeu a avut un mod de a comunica și de la fiecare Dumnezeu are așteptări, Dumnezeu are exigențe și Dumnezeu cere de la fiecare pe măsura ceea ce fiecare a primit de la El. Niciodată Dumnezeu nu cere de la noi mai mult decât am putea da, însă nici mai puțin decât am putea da. Și în cazul păgânilor, Sfântul Apostol Pavel ne-a arătat că ei au primit revelația naturală, revelația prin natură și în conștiință. Dumnezeu s-a făcut descoperit, chiar dacă într-un mod mai redus, însă iudeilor Dumnezeu li s-a descoperit într-un mod plenar, făcând minuni și prin legea pe care El le-a dat-o și a exprimat în mod clar așteptările pe care Dumnezeu le are, dar nu sunt doar așteptări pe care Dumnezeu le are, pe care El pur și simplu le postulează, le cere, ci sunt lucruri pe care Dumnezeu le cere care ne fac tot nouă bine, pentru că poruncile nu sunt niște reguli pe care le stabilește Dumnezeu ca așa vrea El, ci toate poruncile lui Dumnezeu au rolul de a ne modela. Sunt înlesniri, sunt căi care ne conduc spre El și care ne țin departe de păcat. Și în prima parte a capitolului 2 ni s-a spus că toate existențele, toate viețile oamenilor sunt urmate la sfârșit de evaluarea lui Dumnezeu, o evaluare care nu este părtinitoare, pentru că Dumnezeu judecă nu aspectele exterioare, cât ceea ce este cu adevărat înăuntru fiecăruia dintre noi, ceea ce este cu adevărat profund în fiecare. Și în versetele pe care urmează să le citim, tocmai aici se conduce discuția. Sfântul Apostol Pavel arată că modul în care vede Dumnezeu și în care judecă Dumnezeu nu este ca al omului, nu este exterior. El vede cum este omul cu adevărat în profunzimea sa. Și Sfântul Apostol Pavel arată foarte clar că există o diferență majoră între a fi iudeu, pentru că despre iudei vorbește acum, a fi iudeu și a fi numit iudeu. Între a te crede că ești ceva și a fi cu adevărat. Și chiar dacă epistola aceasta și discuția de astăzi are legătură cu poporul evreu, poporul iudeu, noi putem foarte ușor să lărgim câmpul de înțelegere și să aplicăm în viețile noastre de creștini, pentru că și noi uneori ne numim creștini, dar nu avem poate întotdeauna o atitudine corectă de creștini. Și adevărata evaluare pe care o putem face despre noi este nu după gesturile exterioare, ci după cât de profund și autentic suntem creștini înăuntru nostru și în faptele noastre concrete. Toate. Dar dacă tu te numești iudeu și te reazem pe lege și te lauzi cu numele lui Dumnezeu și cunoști voia Lui și știi să încuvințezi cele bune, fiind învățat din lege, și ești încredințat că tu ești călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric, povățuitor celor fără minte, învățător celor nevâsnici, având în lege dreptarul cunoștinței și al adevărului. Deci tu, cel care înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți, tu cel care propovăduiești să nu furi și tu furi, tu cel care zici să nu săvârșești adulter, săvârșești adulter, tu cel care urăști idolii, furi cele sfinte, tu care te lauzi cu legea, îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii, căci numele lui Dumnezeu din picina voastră este hulit între neamuri, precum este scris. Această primă unitate a acestui fragment, am citit-o integral pentru a vă fi ușor să urmăriți toate ideile și acum revin puțin la versetele și la cuvintele importante. Deci dacă tu te numești iudeu și te rezem pe lege, adică te sprijini pe lege, te bizuiești pe lege, ai, cuvântul din greacă e chiar te odihnești în lege, îți găsești odihna în lege, îți găsești punctul de sprijin în lege, ai un lucru pe care să te bazezi, care te ajută. Fiind învățat și te lauzi cu Dumnezeu, îl găsești pe Dumnezeu drept lauda ta, drept cununa ta, drept cel care te încununează și îți aduce slava și lauda. Deci tu care ai toate aceste privilegii, pe de-o parte că faci parte dintr-un neam ales, că te numești iudeu, nu? Pe de altă parte pentru că ai legea ca un sprijin și pe de altă parte că ai o relație specială cu Dumnezeu, tu având aceste șanse, nu ai cumva cuvânt de îndreptățire, ci dimpotriva trebuie să fii cu mult mai bun decât păgânul care n-a avut șansa în istorie până la Hristos să cunoască cuvântul lui Dumnezeu revelat în felul acesta. Deci și cunoști voia lui, deci tu cunoști voia lui Dumnezeu, știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Nu poți să spui nu știu ce vrea Dumnezeu, știi foarte bine ce vrea Dumnezeu. Tu și știi să încuvințezi cele bune. Aici este o expresie puțin mai grea în greacă, care poate fi tradusă în diverse feluri. În al Preasfințitul Bartolomeu, în ediția sa, a tradus poate mai aproape de text, știi să deslușești deosebirile. Ai discernământ, pentru că Dumnezeu și-a exprimat voia sa și știi ce vrea, tu poți distinge, ai capacitatea de a distinge între bine și rău, între lumină și întuneric. Deci tu ai repere după care să faci evaluarea, să zici unde e binele și unde e răul. Deci, și cunoști voia Lui și știi să încuvințezi cele bune sau să știi să deslușești deosebirile. Fiind învățat din lege și ești încredințat, ești convins că tu ești călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric. Asta era rolul lor, de a lumina și pe ceilalți. Asta e rolul nostru de creștini. Să aducem lumină, să fim călăuză. Călăuză pentru cei care încă n-au primit lumina, pentru cei care nu știu încotro e direcția în care trebuie să meargă. Tu, cel ce ești lumină celor ce sunt în întuneric, povățuitor celor fără de minte, celor care nu au înțelegere, nu știu să înțeleagă bine încă cuvântul și voia lui Dumnezeu. Învățător celor nevâsnici, în greacă cuvântul înseamnă învățător celor care sunt copilași, celor care sunt neinițiați, celor care sunt încă nevârstnici în ale credinței, celor care sunt la început, celor care sunt care fac abia primii pași în ale credinței. Deci având în lege dreptarul cunoștinței, cunoașterii și al adevărului, legea pentru el era cea care norma, cea care dădea dreptarul cunoașterii și al adevărului. Deci tu care ai avut toate aceste daruri și privilegii, tu cel care înveți pe altul, nu te înveți pe tine însuți? Noi cei care învățăm și noi preoții și dumneavoastră credincioșii, știind atâtea lucruri și învățându-le pe alții, mai întâi trebuie să le facem noi înșine, să le aplicăm în viața noastră, să fim noi lumină înainte de a oferi lumină. Nu poți să oferi o lumină pe care nu o ai. Asta cere Sfântul Apostol Pavel și Mântuitorul însuși în Evanghelii a vorbit foarte mult despre acest lucru, pentru că altfel ajungem să fim dominați de ipocrizie. Altfel ajungem să facem să rostim un cuvânt și să vorbim despre ceva ce nu am experimentat și nu credem cu adevărat dacă nu experimentăm. Tu, cel care povățuiești, să nu furi, și tu furi. E o contradicție, nu? Între cuvântul pe care îl spui și faptele pe care le faci. Între fapta ta și cuvintele tale trebuie să fie o concordanță perfectă. În educația copiilor acest lucru e foarte important. De multe ori noi le spunem copiilor să facă ceva și noi facem altceva. Îi spunem copilului care sunt principiile, le expunem într-un mod foarte frumos, dar în viața noastră uneori el nu le vede. Și de aceea să fim foarte atenți că atunci când ajungem să fim părinți, avem șansa să devenim versiuni mai bune ale noastre. Ar fi bine să facem asta înainte de a avea chiar copiii, pentru copii, tocmai pentru că ei devin ceea ce suntem noi, nu ceea ce le spunem noi să fie. Și atunci a avea un copil este o șansă extraordinară ca tu să devii mai bun, de dragul lui și de dragul faptului că poți influența o nouă viață, o nouă existență, ale căror efecte nu le poți niciodată bănui. Deci tu, cel ce spui să nu săvârșești adulter, săvârșești adulter, tu, cel ce urăști idolii, furi cele sfinte sau jefuiești templele, se poate traduce în diverse feluri acest lucru. Tu, care te lauzi cu legea, îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii. De aceea, când credința creștină astăzi este uneori criticată, să ne gândim că fiecare dintre noi, și noi slujitorii în mai mare măsură, avem o parte de vină în asta. Am contribuit cumva la asta și să ne asumăm vinovăția aceasta, înainte de a răspunde celor care ne critică, să ne gândim că trebuie să schimbăm lucrurile pe care ei le critică. Pentru că de multe ori critica este o critică fundată pe adevăr. Sunt și oameni care sunt setați pe critică și care aruncă răul indiferent de ceea ce observă la celălalt. Dar când oamenii ne critică, să ne gândim că poate există adevăr în ceea ce spun ei și să luăm de bun cuvântul lor în primă fază și să vedem ce e de îndreptat la noi, ce e de corectat la noi. Deci, iată care e efectul unei trăiri care nu e în concordanță cu discursul tău, cu felul tău de a vorbi, cu credința pe care tu o mărturisești. Căci numele lui Dumnezeu din pricina voastră este hulit între neamuri, precum este scris. El citează aici din prorociile Vechiului Testament, când și acolo li se spunea iudeilor aflați în exil sau în alte situații că din cauza modului în care ei se poartă, numele lui Dumnezeu este necinstit, este batjocorit de ceilalți. Să fim foarte atenți, să nu smintim oamenii. Când cineva știe că suntem credincioși sau noi spunem că mergem la biserică sau noi slujitorii, suntem evident mesageri al lui Dumnezeu. Să fim mesageri al lui Dumnezeu tot timpul. Să nu existe momente în care numele lui Dumnezeu să fie jignit, hulit, batjocorit din pricina modului în care noi ne purtăm. Avem o mare responsabilitate în fața lui Dumnezeu de a fi tot timpul interfețe, cât mai transparente ale Lui, să fim tot mai asemănători cu El. Și aici, în continuare, în ultimele versete, Sfântul Apostol Pavel își continuă explicarea arătând că toate lucrurile pe care le poate invoca cineva, un iudeu de exemplu, toate lucrurile formale pe care le poate el invoca în sprijinul unei superiorități ale sale, în sprijinul unei asemenea superiorități, pot fi invocate și împotriva lui dacă el nu trăiește în conformitate cu tot ce a primit de la Dumnezeu. Căci tăierea împrejur folosește dacă păzești legea. Dacă însă ești călcător de lege, tăierea ta împrejur s-a făcut netăiere împrejur. Deci forma exterioară a tăierii împrejur, care era un semn al legământului lui Dumnezeu cu poporul ales, al faptului că acest popor avea o legătură specială cu Dumnezeu, îți folosește, te ajută, inclusiv să-ți amintești de legătura ta cu Dumnezeu. Formele exterioare te trimit la conținutul acestor forme, sunt importante, dar dacă tu nu păzești legea și nu păzești legământul care se naște prin acest gest exterior al tăierii împrejur, atunci tăierea împrejur s-a anulat, nu are valabilitate în cazul tău. S-a făcut, s-a transformat, a devenit, spune Sfântul Apostol Pavel, netăiere împrejur, căci, în versetul 26 acum suntem, căci, prin urmare, dacă cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, oare netăierea lui împrejur nu va fi socotită tăiere împrejur? Și invers, tu, care ești tăiat împrejur, nu păzești legea. Tăierea ta împrejur nu are valabilitate în cazul acesta, se transformă în netăiere împrejur. Și invers, omul care, nefiind tăiat împrejur, fiind păgân, dar împlinește legea în modul său natural, având conștiință de om și păzind tot ceea ce spune legea fără să cunoască legea, respectând-o de la sine, din firea sa. Acest om, nefiind tăiat împrejur, dar prin faptul că împlinește ceea ce ține de acest legământ cu Dumnezeu, netăierea lui împrejur se transformă în tăiere împrejur. Iar cel din fire, netăiat împrejur, dar împlinitor al legii, oare nu te va judeca pe tine cel ce, având litera legii și tăierea împrejur, ești călcător de lege? Vedeți că judecata fiecărui om se face în raport cu multe lucruri. Și noi credincioșii vom fi judecați și în raport cu cei care n-au avut darurile pe care noi le-am avut, n-au avut cunoaștere pe care noi am avut-o și totuși au împlinit legea. La un moment dat, Sfântul Ioan de Kronstadt, punând problema cum poate să se socotească cineva cel mai păcătos om, spunea că avea conștiința că dacă toți ceilalți oameni ar fi avut darurile pe care el le-a avut, ar fi fost oameni mai buni. Cumva, această evaluare trebuie să țină cont și de ceilalți, având din această evaluare contextuală convingerea că trebuie să te gândești întotdeauna cum ar fi făcut ceilalți în cazul tău și că ceilalți, având darurile tale, ar fi putut fi oameni poate mai buni. Și de asta ar trebui să te motiveze și pe tine să fii pe de-o parte smerit, pe de altă parte să fii mai exigent cu tine însuți, să-ți dorești din ce în ce mai mult să fii mai bun. Pentru că nu cel ce se arată pe din afară e iudeu, nici cea arătată în trup pe din afară este tăiere împrejur, ci iudeul este cel din ascuns, iar tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în literă, lauda lui nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. Vedem aici că iudeu nu este cel din exterior, nu este omul care împlinește formal lucrurile, ci este cel dinăuntru. La fel și tăierea împrejur, la fel și la noi creștinii. Creștin nu înseamnă dacă ești botezat sau dacă te numești creștin, ci creștin este cel dinăuntru, cel care trăiește în profunzimea sufletului lui relația cu Dumnezeu. Vedem aici diferența dintre adevăratul iudeu și cel care este doar cu numele iudeu. Vedem diferența dintre iudeul interior profund și iudeul care a rămas doar la forme exterioare. Dintre cel care este duhovnicesc, trăitor, care și-a însușit la nivel personal mesajul și cel care a rămas doar în litere, doar la formularea exterioară a lucrurilor. Și vedem aici diferența dintre cel ce caută laudă de la Dumnezeu, să-i placă lui Dumnezeu, și cel ce caută să placă oamenilor, care evident este un om formal și un om exterior și un om care nu duce credința în profunzime. Pe scurt, această parte a doua a capitolului 2 din Epistola la către Romani ne învață să fim oameni autentici, oameni care înțeleg că Dumnezeu vede ceea ce este cu adevărat în sufletul lor, oameni care au o mare responsabilitate în jurul lor pentru ceea ce sunt și fac și zic. Pentru că ceilalți au nevoie de noi ca de repere, au nevoie să primească prin noi lumina lui Dumnezeu, nu întuneric, lumină. Noi suntem numiți de Dumnezeu lumini pentru lume, lumini și nu întuneric. Să avem în minte această responsabilitate și să acționăm în felul acesta, și în familii, și în grupul nostru de prieteni, și la serviciu, în toate contextele în care noi suntem mesagerii lui Dumnezeu, să fim mesagerii lui Dumnezeu, consecvenți cu mărturia pe care noi o dăm. Să ne ajute Dumnezeu, zi cu bucurie. Hristos a înviat!